Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Apropouri. Astăzi discutăm despre un concurs de teatru inedit cu Laura Lauric, unul dintre organizatorii evenimentului. Laura, bun găsit! Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație. Hai să spunem telespectatorilor, în primul rând, câteva detalii despre concursul județean de teatru pentru părinți. Cui aparține ideea? Acest concurs este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Departamentul Curriculum și Inspecție Școlară, prin persoana doamnei Inspector Școlar pentru Educație Timpurie, profesor Daniela Răileanu, căreia îi aparține ideea, dar totodată și maestria de a o pune în practică, prin identificarea unei echipe de organizare a concursului, pe care a îndrumat-o, a colaborat permanent cu această echipă formată exclusiv din educatoare. Cu alte cuvinte, în 2015, dacă nu mă înșel, nu, a fost prima ediție a concursului. Așa este. Și doamna inspector a identificat, probabil cu un an înainte, educatoarele iscusite care ar putea avea posibilitatea de a pune în practică ideile pentru acest concurs. Tu ai participat de la început la organizarea acestui concurs? Da. De la prima ediție? Da, în prima fază am fost 4 organizatoare de la 4 grădinițe din municipiul Suceava, și anume grădinița cu program normal Țăndărică, grădinița cu program prelungit ABC Suceava și grădinița cu program prelungit Prichindel. Iar în ultimii ani s-au alăturat alte educatoare de la grădinița cu program prelungit Gulliver, mai nou grădinița cu program normal numărul 5 Suceava și grădinița Salcea. Practic, ce vă propuneți prin intermediul acestui concurs? Care este scopul acestuia? Scopul acestui concurs este de a extinde colaborarea dintre cadrele didactice din învățământul preșcolar și părinții preșcolarilor prin implicarea acestora în activități teatrale în beneficiul copiilor. Pentru că, până la urmă, teatrul ajută foarte mult la dezvoltarea unor prichindei, ca să spunem așa, nu? Din acest scop, noi putem să amintim și alte obiective care se pot extrage din scopul general. Dorim să descoperim și să punem în valoare talentele cadrelor didactice și ale părinților în ceea ce privește teatrul pentru copii. Dorim să educăm copiii consumatori ai actului artistic pe mai multe planuri, civic, comportamental, socio-emoțional, relațional, cognitiv, lingvistic, atunci când sunt spectatori în sala de spectacol. De asemenea, dorim să educăm, de ce nu, și adulții, părinții și cadrele didactice pentru a-i apropia și a-i determina astfel să îndrăgească din ce în ce mai mult arta teatrală. Ne mai propunem să ne îmbogățim baza materială a grădinițelor prin elemente de decor pe care să le putem utiliza în alte activități și nu în ultimul rând ne mai propunem să sprijinim financiar cazuri umanitare considerate la momentul concursului cazuri sociale. Cu alte cuvinte, țintiți pe mai multe planuri. Exact. Mă gândeam că vă gândiți la copii să se dezvolte armonios, vă gândiți la părinți, de ce nu să guste din teatru și să fie consumator de teatru, și în același timp aveți și aceste cazuri umanitare, practic să dăruiți societății câte ceva din ceea ce aveți voi. Cu cât timp înainte începe organizarea unui astfel de concurs? Că bănuiesc că nu este de azi pe mâine și trebuie organizare pe luni. Ai perfectă dreptate, organizarea acestui concurs începe cu aproximativ 6 luni înainte de desfășurarea propriu-zisă a acestuia, mai precis de pe 1 decembrie, atunci este debutul concursului în fiecare an școlar, și acest lucru, deși poate să pară poate prea îndelungat ca și timp, poate fi ușor explicat prin faptul că concursul are mai multe etape de desfășurare, și anume care etapa acestea? De pregătire, desfășurată în perioada decembrie, mijlocul lui aprilie, în cadrul căreia se constituie trupele de teatru,
sunt selectați membri, au loc întâlniri, repetiții, sunt confecționate toate elementele necesare punerii în scenă. Urmează etapa locală, desfășurată în fiecare grădiniță în parte, etapa județeană, concursul propriu-zis și la final etapa de premieră. În funcție de ce anume alegeți piesele de teatru? Sunt mai multe? După ce criterii? Piesele de teatru nu sunt alese de către noi organizatorii, ci de către fiecare trupă de teatru în parte, iar motive de care se poate ține cont în alegerea acestora sunt multiple, cum ar fi, spre exemplu, preferințele anumitor membri din cadrul trupei către o anume secțiune a teatrului sau anumite aptitudini artistice ale coordonatorului trupei sau membrilor trupei. Dar, în orice caz, în primul rând, în alegerea piesei de teatru, trebuie să se țină cont, în primul rând, că 95% din spectatorii teatrului nostru sunt preșcolari, deci copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, așadar conținutul piesei de teatru trebuie să fie neapărat adaptat la nivelul lor de înțelegere. Piesa trebuie să placă copiilor, să aibă priză la copii. Când discutăm despre vârste atât de mici, publicul putem spune că este destul de critic sau nu? Copilul se știe că este mult mai sincer, mult mai sincer decât adultul, da, e adevărat. Și atunci, dacă nu este o piesă pe placul lor, cu siguranță se plictisesc. Asta este primul criteriu, nu? Se plictisesc. Exact. Pomeneam un pic mai devreme despre criterii. Cum sunt alese trupele de teatru? Există vreo selecție? Trupele de teatru pot fi constituite din cadre didactice, din părinți, din membri ai comunității locale, elevi din gimnaziu sau liceu, dar care să colaboreze, să aibă legătură cu cadrele didactice dintr-o grădiniță, de asemenea elevi practicante sau studenți care de asemenea să aibă legătură cu o grădiniță și cu cadrele didactice din aceasta. Ce trebuie să menționez este că nu se acceptă ca o trupă de teatru să fie compusă doar din elevi sau doar din membri ai comunității fără legătură directă cu o grădiniță. Deci cel mai recomandat este ca o trupă să fie compusă din educatoare plus părinți plus membri ai comunității, etc. Și pentru că am discutat despre trupele de teatru și am discutat despre publicul cât poate fi de critică, trebuie să pomenim în această ediție a emisiunii Apropo și despre recuzită. Bănuiesc că are un rol foarte important, mai ales când discutăm despre un public atât de tânăr. Este foarte adevărat, recuzita este foarte cred că dificil este 50% poate chiar, nu? De realizat, necesită foarte mult timp pentru confecționarea acesteia, necesită multă creativitate, disponibilitate din partea membrilor trupei în vederea confecționării sau achiziționării, după caz, a recuzitei. Practic ați început pregătirile cu un an înainte, însă concursul propriu-zis este în iunie. N-am pomenit nimic despre o limită la câte trupe pot participa sau nu există o limită în acest sens? Nu mi s-a întâmplat până acum să impunem un număr de limită în ceea ce privește trupele participante, întrucât am avut două zile la dispoziție, două zile în care am avut sala Cinemaului Modern închiriată. Și pentru că discutăm despre un concurs, cu siguranță că sunt niște premii puse în joc, cum sună acestea? Premiile sună foarte bine, sunt oferite de către un juriu specializat format din oameni, personalități din domeniul cultural-artistic, care notează fiecare piesă de teatru conform unor criterii de evaluare și cel mai important premiu este trofeul concursului, urmat de premii 1, 2, 3, 4 mențiuni și după caz juriul poate acorda și premii speciale, cum ar fi premiul special pentru cel mai bun actor sau actriță în rol principal, secundar, premii pentru decor, pentru costume, pentru păpuși, etc. Că tot pomeneam despre juriu și premii, te rog să-mi spui, anul acesta se știe deja cine face parte din juriu și câți membri sunt?
În juriu sunt 6 membri. Anul acesta președinta juriului, ca și în edițiile anterioare, este doamna director Carmen Stăiciuc, reprezentant al Teatrului Matei Vișnec Suceava, domnul Tiron Constantin, actor și redactor șef la revista Însemnări Bucovinene, doamna Carmen Lorenzi, profesor al Colegiului Național Mihai Eminescu, doamna Alina Derla, consilier din cadrul primăriei municipiului Suceava, domnul Ștefan Sfic, videografer Casa Studenților Suceava. Hai să îți propun să le reamintim telespectatorilor premiile acestui concurs. Practic discutăm despre trofeul concursului. Mai avem premii pentru cel mai bun actor, actriță, rol principal, premiul pentru cel mai bun actor, actriță, rol secundar, premiul pentru originalitate, pentru cele mai frumoase costume, cel mai bun decor, pentru cea mai bună coreografie, premiul pentru premiul special pentru popularitate, premiul special pentru cele mai frumoase păpuși, premiul special al jurului și alte premii. Văd că la decizia jurului despre ce discutăm, ce alte premii sau în funcție de ce anume se dau celelalte premii. În funcție de ceea ce fiecare trupă aduce inedit în ediția curentă. Spre exemplu, la început, la ediția întâi, nu au existat unele din premiile pe care tocmai le-ai citit, dar pe parcurs s-au identificat și astfel de premii, pentru coreografie, spre exemplu. Ce secțiuni pot fi abordate în cadrul competiției? Secțiunile abordate în concurs sunt teatru de actori, teatru de păpuși, teatru de umbre și monolog. Și etapa locală am înțeles că se desfășoară în luna mai, nu? Da. Există vreo limită de timp cât trebuie să dureze un spectacol? Da, etapa locală se desfășoară până la mijlocul lunii mai. Spre exemplu, în acest an, 14 mai este data la care se finalizează această etapă locală în fiecare grădiniță. Și durata pieselor de teatru este în funcție de secțiunea din care fac parte. Spre exemplu, teatru de actor la etapa locală poate dura 30 de minute, teatru de păpuși de asemenea 30 de minute, teatru de umbre 20 de minute și monolog 10 minute, lucru care nu se mai întâmplă la următoarea etapă. Deci la etapa județeană lucrurile se schimbă și se înjumătățește durata pieselor, tocmai pentru a putea să ne încadrăm în timpul celor două zile de concurs. Sunt curioasă, fiecare unitate școlară trebuie să aibă o singură trupă sau nu există o limită în acest sens? Nu, o instituție de învățământ poate constitui una sau mai multe trupe de teatru, depinde de la caz la caz, de numărul de cadre didactice, părinți, membri din comunitatea locală dornici să facă parte din această trupă de, sau aceste trupe de teatru, de disponibilitatea fiecărei grădinițe. Concursul județean de teatru pentru părinți adresat copiilor, actori mari pe scene mici pentru grupa de pitici, îmi place foarte mult numele, se desfășoară pe 6-7 iunie 2019 la Teatrul Matei Vișniec din municipiul Reședința de Județ. Există niște taxe de participare, sunt puse în joc niște sume de bani? Există taxe de participare în cuantum de 10 lei pe fiecare membru din trupa de teatru și mai există încă o taxă, ca să-i spunem așa. Mă refer la prețul biletului de intrare în sala de spectacol, care reprezintă o sumă modică de 5 lei și sumele colectate atât din taxele de participare cât și din achiziționarea biletelor sunt folosite în cazul umanitar pe care îl susține. Deci, cu alte cuvinte, chiar dacă, să zicem, există o trupă de teatru și nu trece de etapa locală, nu? Fiecare membru trebuie să plătească 10 lei. Aceeași taxă se întâmplă și la etapa județeană sau nu neapărat? Taxa este o singură etapa dată. Etapa locală nu presupune taxe de participare, doar etapa județeană, cea desfășurată în luna iunie în sala Cinema Modern. Iar la etapa județeană pot participa doar trupele care la etapa premergătoare, etapa locală, au obținut premiul întâi. Aceștia se înscriu la faza
județeană și trebuie să achite taxa de 10 lei per membru de trup. Spuneai un pic mai devreme faptul că la fiecare ediție a existat câte un caz umanitar sau mai multe pe care l-ați sprijinit. În prima ediție am avut un singur caz umanitar, a fost o fetiță, Nuțu Magdalena, din Păltinoasa, de 6 ani, care am reușit să îi donăm suma de 5.100 lei. În ediția a doua, anul 2017, am ajutat-o pe Maria Mandache, o fetiță din Cotârgaș, Broșteni, de asemenea cu probleme medicale grave, căreia i-am oferit cu ocazia teatrului suma de 12.100 lei. Mai mult de dublu, exact. Iar în ultima ediție, cea din 2018, am reușit să ajutăm doi copii, pe fetița Maria din ediția a doua și băiețelul Roșca Luca, cărora fiecare le-a revenit 23.100 lei. Deja parcă mi-ai răspuns la următoarea întrebare, cum a evoluat concursul de la an la an. Pare că a evoluat foarte bine, cel puțin din punct de vedere financiar, pentru că mi-ai spus la prima ediție ați reușit să strângeți mai bine de 5.000 de lei, la a doua deja 12.000 lei, iar deja la a treia fiecare a primit câte 23.000 de lei. Ce ne poți spune despre trupe, dacă au evoluat de la o ediție la alta? Au fost mai mulți doritori? Mă gândesc că a fost destul de greu la început, în 2015, când lumea nu știa despre acest concurs și a trebuit să bateți la foarte multe uși, să le prezentați concursul, să le explicați despre ce este vorba, nu? Regulamentul, cu siguranță că nu se știa la vremea respectivă. Așa este, concursul a evoluat din multe puncte de vedere, începând cu numărul de trupe înscrise în concurs, continuând cu numărul de spectatori în sala de spectacol, dacă în prima ediție am avut în jur de 1030 de preșcolari în sală, în a doua am crescut la 1300, în a treia ediție deja am depășit 1700 de preșcolari spectatori în sala de spectacol. În fiecare ediție au fost în jur de 25 de trupe înscrise în concurs și aș mai vrea să menționez că de la ediție la ediție a crescut numărul de premii întâi acordate de juriu, ceea ce ne indică faptul că și calitatea pieselor puse în scenă a crescut. Pentru că ai participat la organizarea acestei competiții chiar de la început, te rog să-mi spui dacă, nu știu, și calitatea pieselor de teatru s-a schimbat, lumea este mult mai conștientă la ce fel de piese trebuie să aleagă și dacă ți-a rămas niște trupe de teatru sau niște actori așa acolo în suflet. A fost o diversitate de piese și de povești alese. Am în minte foarte multe amintiri plăcute din cadrul celor trei ediții și aș putea să menționez trofeele, în primul rând, câștigate în cele trei ediții. În prima ediție, Eduța Geta, piesa pusă în scenă de grădinița 1-2-3, a câștigat trofeul. A fost ceva nou, ceva ce pentru toate celelalte grădinițe a însemnat un model. Apoi, în ediția a doua, grădinița ABC Suceava cu piesa Ridichea Uriașă. De asemenea, s-a ridicat la un nivel foarte înalt, câștigând trofeul. Iar în a treia ediție, piesa Veronica, pusă în scenă de asemenea de grădința 1-2-3, care nu s-a dezis, a câștigat trofeul. Dar nu numai, au fost puse în scenă povești multe, Cei trei curceluși, Coliba iepurașului, a câștigat trofeul, dată Scufița roșie, Albă ca zăpada, Cartea junglei, foarte multe povești, fie inspirate din dramaturgia universală sau națională, fie compuse original de către membrii trupelor.
Și pomeneam despre cât de inventive sunt trupele de teatru din Suceava. Recuzita, o recuzită care ți-a rămas tot așa în minte. Bănuiesc că trebuie să fie trupele de teatru foarte inventive și la acest capitol. Aș vrea să amintesc puțin și despre secțiunea teatrului de umbră, spre exemplu. Mi-a rămas în minte... Mi-au rămas în minte umbrele folosite de grădinița Așchiuță în cazul punerii în scenă a piesei. De asemenea, de la grădinița Gura Humorului cu o piesă Maricica, în care au avut costume și decoruri interesante. Da. La monolog, eu cred... cum se desfășoară lucrurile? Monologul este cea mai scurtă ca și durată secțiunea concursului, 35 minute. Un actor amator, punând în scenă o idee ori inspirată dintr-o anume poezie sau proză, ori compusă. Deci concursul Actor Mari pe Scene Mici este realizat de educatoare, părinți și alți adulți, inclusiv elevi, foști preșcolari, pentru spectatorii preșcolari din sala de cinema. Așadar, spectatorii sunt copiii, iar pe scenă adulții pun pe scenă diferite piese, inclusiv monolog. Așadar, Teatrul Matei Vișniec, 6-7 iunie 2019, un concurs, să spunem, pe placul tuturor. În primă fază, a accepta să faci parte dintr-o trupă de teatru poate părea foarte dificil pentru un părinte, exact cum ați spus, are destule sarcini de îndeplinit în sectorul său de activitate, este greu să te întâlnești să faci repetiție pentru acea piesă de teatru, dar acest eveniment, această manifestare poate să însemne și un moment de destindere în viața fiecăruia. Așadar, părinții care au acceptat să facă parte din astfel de trupe de teatru, cu siguranță au avut parte și de câștiguri numeroase. Lăsând deoparte tracul, timiditatea, care sunt inevitabile, bineînțeles. Cu permisiunea ta, aș vrea să le spun telespectatorilor despre comisia de jurizare și criteriile de evaluare, pentru că este foarte important să afle. Calitate și stăpânire, limbaj scenic, un punct, se primește, nu? Da. Talent actoricesc, impresie artistică creată, iarăși un punct. Omogenitatea trupei, armonizarea interpretării actorilor, la fel un punct. Decor, un punct. Deci, practic, recuzita este foarte importantă și se punctează atunci când... Exact. Se evaluează trupele de teatru și piesele puse în scenă. Costume, păpuși, un punct. Respectarea nivelului de accesibilitate al copiilor, un criteriu foarte interesant. Deci cumva dacă trupele de teatru s-au gândit cât de importante sunt acele piese pentru copii, pentru public. Da, și e foarte important ca fiecare piesă să aibă și o latură educativă. Din fiecare piesă pusă în scenă, copilul să aibă ceva de învățat, să extragă cu ușurință valoarea morală a acelei povești. Iarăși, efecte audiovizuale, estetica piesei, reprezentației, un punct, originalitate și creativitate, regizare, costumație, interpretare, un punct, și valoarea morală a piesei pentru copii. Practic, la valoare morală, ce înseamnă acest lucru? Copiii trebuie să tragă... Să nu facă ceea ce fac personajele negative din povești. Să învețe din pățanile anumitor personaje, astfel încât în situații reale de viață să nu le aplice în tocmai ca în poveste, ci cum trebuie. Teatru Matei Vișniec, 6-7 iunie 2019, de dimineață până seara sau de la ce oră? Da, pe 6-7 iunie 2019 la Cinema Modern Teatru Matei Vișniec Suceava, începând cu orele 9 până la ora 15 pe parcursul celor două zile. Există posibilitatea ca publicul să iasă sau, nu știu, cum sunt reprezentațiile? Sau...
programarea este făcută pe serii de spectacol. Așa. Fiecare serie de spectacol este cuprinde 2, 3, maxim 4 piese de teatru. După finalizare se face schimbul de spectatori din sala de spectacol. Sunt alocate și locuri, aproximativ 20 de locuri, pentru cei care nu au legătură cu grădinițele și și-ar dori să participe la această manifestare. Seriile de spectacole cât durează? 45 de minute, cu aproximație. Am înțeles. La final, o recomandare pentru telespectatorii noștri care, cu siguranță că acum sunt curioși de, și vor să vadă concursul care va avea loc pe data de 6-7 iunie la Teatrul Matei Vișniec. O recomandare să vină la teatru și de ce nu chiar la această competiție, pentru că cu siguranță va fi ceva inedit și frumos. Teatrul ne relaxează, teatrul ne bine dispune, teatrul ne oferă posibilitatea de a trăi emoții și momente frumoase, de intensitate afectivă maximă. Așadar, dragi suceveni, vă invităm să participați la acest eveniment, concursul Actori Mari pe Scene Mici pentru grupa de pitici. Astfel, vă invităm să participați prin umanitate la teatru.